Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la ordinea de zi. O zi extrem de agitată și la Târgu Jiu. Dacă până acum prezentam știri, informații, comentarii referitoare la evenimente întâmplate de multe ori pe zonă centrală sau în alte orașe mari din țară, alte consilii județene, de data aceasta vreau să vă spun că Gorjul a ținut prima pagină a ziarelor astăzi, de fapt prima pagină a site-urilor de internet, pentru că a intrat în atenția Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Craiova și primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru. După comunicatul oficial, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Craiova, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție comise în perioada 2008-2015. Astăzi, deci în cursul zilei de 19 mai 2015, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate și au fost efectuate astăzi percheziții domiciliare în 6 locații situate în județul Gorj, printre care și primăria Târgu Jiu, completăm noi. În cauză există un suport foarte important din partea mai multor instituții, Serviciul Român de Informație, Direcția Generală Anticorupție și din partea Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. De fapt, perchezițiile tocmai s-au terminat. Undeva după ora 18, anchetatorii au părăsit sediul primăriei Târgu Jiu, ducând cu ei două cutii și o plasă de documente. E un caz important și vreau să vă spun că de fapt sunt două dosare din ce a spus astăzi edilul Florin Cârciumaru. Un caz se referă la achiziționarea unei vile de către ginerele lui Florin Cârciumaru, unei vile la Rânca, dacă am înțeles bine, și al doilea dosar se referă la niște contracte ridicate sau un contract ridicat de APA Regio. S-au luat documente de acolo, se referă la o anumită firmă din Târgu Jiu, una foarte cunoscută și care a tot avut în ultimii ani contracte cu primăria Târgu Jiu. Vreau să vă spun, este foarte interesant acest caz, mai ales că perchezițiile s-au făcut la omul de afaceri Lungu, la primarul Cârciumaru acasă, la primărie și în alte locații, semn că e un caz foarte serios și eu de ce nu l-aș lega de o altă situație. Vreau să vă spun, pe surse a mai apărut, au apărut lucruri legate de APA Regio, nu de implicarea neapărat a primarului Cârciumaru, de fapt nu mi-e clar nici acolo, nici acum de ce este implicat neapărat primăria, dar asta e altă treabă. E vorba de un conglomerat județean, o instituție județeană sau chiar mai mare, dar aș vrea să vă spun că referitor la investițiile APA Regio, cele cu fonduri europene, au tot apărut probleme în ultima perioadă, speculându-se mult timp că dispariția, retragerea din directorului Ioan Popescu s-a făcut cu legătură cu dosarul de la DNA. Adică Ioan Popescu a fost chemat de mai multe ori la DNA Craiova, este cercetat în spețe similare sau fie același dosar, n-am idee, adică nu mi-e foarte clar. Ce este sigur, sunt probleme la derularea fondurilor europene și cu siguranță vom mai afla și alte lucruri. Însă trebuie spus că cam în toată țara legat de investițiile astea pe canalizare, pe aducțiuni de apă, au cam ridicat probleme. Și din câte s-a precizat de către presa centrală, chiar Comisia Europeană anchetează aceste investiții pe fonduri europene care s-au lăsat cu multe, multe probleme, cu lucrări neterminate, cu multe probleme. Și
Unele, de ce să nu fim clar, sunt și la Târgu Jiu. Deci, și de ce vă spun acest lucru? Lucrarea, iată, se întinde pe orașul, e un șantier și anul trecut am mai vorbit de acest lucru. Se pare că sunt lucruri în neregulă. Anchetatorii vor stabili acum dacă suspiciunile sunt într-un fel sau altul întemeiate. Ce aș vrea să spun și de asta cu asta încep, de asta am și început cu acest subiect, bine, subiectul zilei cu siguranță, se referă la altceva. Și anume, știți, s-a tot speculat, vezi, Doamne, Gorjul este județul ocolit de către autorități, aici nu se întâmplă nimic, sau oficialii județeni beneficiază de imunitate, de nu știu ce, nimeni nu e cercetat. Iată că lucrurile nu stau deloc așa. Oamenii legii, indiferent de, să spunem, domeniul în care lucrează, și-au făcut datoria, mai ales că sunt probleme și nu numai legate de primarul Florin Cârciumaru, care, iată, a avut percheziții inclusiv la, în casa proprie, dar și legate de, sunt probleme și pentru președintele Consiliului Județean, se speculează, de fapt se speculează, sunt niște comunicate în care dânsul, domnia sa, este cercetat, să spunem așa, de Agenția Națională de Integritate, pentru, să spunem, anumite incompatibilități. Dar în ziua de astăzi, cine nu-i cercetat de ani înseamnă că nu e un oficial important. Deci n-ar fi asta o problemă. Vom trăi și vom vedea dacă se confirmă ceva din aceste lucruri. Oricum, întorcându-mă la Florin Cârciumaru, el a avut, vă spuneam, o declarație în după amiaza aceasta. El, domnia sa, a lămurit problema cu cele două desare în privința achiziționării unei vile la Rânca și în legătură cu lucrările de canalizare de la Paregio. Acum, apropo de firma implicată, nu sunt Presanitasul, firma condusă de Constantin Lungu, cel care este implicat aici, a tot avut probleme prin diverse locuri, a mai apărut în presă. Nu știu dacă întemeia sau nu, nu știu dacă a avut ceva probleme în sensul și cu legea, nu doar cu, să zicem, mediatizarea, dar cu siguranță lucrurile se întâmplă și la Gorj și suntem într-o perioadă în care cea mai periculoasă meserie din România este aceea de edil sau de președintele Consiliului Județean. Spunea cineva la un moment dat, un important, să spunem, ziarist din România, un jurnalist cu ștate vechi, mă refer la Cristian Tudor Popescu, pe care probabil știți că nu am o părere extraordinară despre domnia sa, chiar dacă este un scriitor, cel puțin se consideră domnia sa important, spunea totuși că în momentul de față, orice primar sau orice președinte de Consiliul Județean poate fi arestat, reținut în baza actualei legislații. Practic, legea este făcută în așa fel încât poți să pici oricând. Și aici este problema. Bun, s-a întâmplat cu un primar de municipiu, s-a întâmplat cu doi, s-a întâmplat cu trei. Dar în momentul când ai majoritatea primarilor de municipiu cu probleme cu autoritățile, majoritatea președinților de consilii județene cu probleme, stai și te întreb dacă legislația este în regulă. Ori desfințăm aceste funcții, că deja am început să facem o chestie de genul ăsta, alegem președintele Consiliului Județean dintre consilierii județeni, îi mai reducem din atribuții. Ar fi asta o soluție? Depinde. Ce aș vrea să vă spun și cu asta ar trebui să... Deci de asta aș vrea să... și cu am început și acest subiect. Se referă la faptul că lucrurile în România merg, nu știu dacă neapărat într-o direcție bună. Legea își face, sau oamenii legii își fac datoria, toate aceste lucruri se fac în baza unei anumite sau anumitor legi, dar trebuie să vedem dacă legislația are o problemă. Deci, încă o dată spun, bun, unu, a avut probleme, doi au avut probleme,
Dar în momentul când majoritatea au aceleași probleme, hai mă frate, nu toți oamenii din țara asta sau toți, în cazul ăsta, oameni politici sau edili, vor avea probleme. Mă gândesc acum și la Sorin Frunză Verde, ca președinte Consiliului Județean la Cara Severin, și mulți alții. Ca o speculație personală, având în vedere că vă uitați de mult la noi, trebuie spus că eu mă aștept ca în perioada următoare să văd pe Sorin Oprescu, primarul general al Capitalei, să-l văd trecând și pe el prin furcile caudine ale justiției. Apar tot mai multe semne că ar fi probleme pe la primăria generală. Deci eu cred că e foarte posibil ca și el să aibă probleme în perioada următoare. Dar vă spun, poate unii vor fi dezamăgiți, se specula, a apărut și în presă, Gorjul, județul interzis, nimic nu se pregătește, nu se întâmplă în județul lui Ponta, cum se spunea. Iată că lucrurile se întâmplă și acum vom vedea însă dacă sunt și întemeiate aceste lucruri, în sensul că dacă se vor confirma măcar o parte din acuzațiile pe care le rostește, le-a pus DNA-ul. Deocamdată, pentru că sunt probabil informații sau în orice caz întrebări de acest gen, primarul Florin Cârciumaru probabil vor fi în următoarele zile audierile. Nu, n-a existat pentru presă o informație că ar fi la acest moment la, să spunem așa, pentru a da declarații, ceea ce presupune că dosarul încă este într-un stadiu, să spunem așa, nedefinitivat. Deci cu siguranță va mai urma o perioadă care ar putea lămuri lucrul, ceea ce e dorim edilului de la Târgu Jiu, sau va răspunde în fața legii dacă domnia sa a greșit într-un fel sau altul. Bine, acum vreau să vă spun că sunt și alte cazuri care atrag atenția presei. Unul din acestea, vi-l spuneam, e cel legat de Florin Cârciumaru, care a cuprins tot ce înseamnă tot ce înseamnă presă, dar vreau să vă spun că astăzi au fost și alte știri importante din Gorj și o să le luăm pe rând. Vorbim mai mult, mai ales că aseară nu am avut emisiune. O să vorbim mai mult de Gorj, pentru că sunt și alte lucruri importante. Și de ce vă spun aceste lucruri? Se întâmplă și alte probleme. Astfel spus, unul dintre subiectele mari din aceste zile este cel legat de problemele, bineînțeles, de parcă ar fi alte noutăți, de ce se întâmplă în complexul energetic Oltenia. Lucrurile sunt departe de a fi lămurite și vreau să vă spun nu numai asta, situația de la Târgu Jiu este una destul de, sau din mineritul din Oltenia, este una destul de complicată și nu cred că se va lămuri foarte curând. Adică trebuie să vedem și lucrurile de acest gen. Deci eu vă spun, cu pierderile care a apărut într-un final, pierderile care le are complexul energetic Oltenia sunt uriașe. Deci în orice țară normală, un management de o asemenea calitate pleca.
E adevărat că poate au fost rațiuni politice care l-au condus în administrare. Dar asta nu înseamnă că ar fi ceva de evitat, în sensul că ce să mai sper de la un om care a luat complexul într-o situație pe plus și o l-a dus într-un dezastru. Bine, acum ar fi și, poate dacă domnia sa ne-ar răspunde, ar zice așa, da, asta putem să o punem și dacă cu oamenii politici după 89. Ia gândiți-vă la un fapt. Deci, au rămas de la Ceaușescu cu o țară care avea și excedent bugetar, cu o economie, cu probleme, e adevărat, la nivelul anilor 87, 88, 89, dar cu un export destul de consistent, cu rezerve valutare și după 25 de ani suntem printre cele mai împrumutate țări din Europa și cu o situație destul de proastă. E, nu se întâmplă nici cu clasa politică nimic, nici la complexul energetic Oltenia. Deci pierdere imensă în 2014 la CEO, aproape 700 de milioane de lei a fost această pierdere. Deci, și atenție, colegii de la Hot News spun acest lucru, o companie cu profit de 118 milioane lei în 2012 a ajuns în doar 2 ani în pragul falimentului. În tot acest timp, probabil, dacă cine a scris materialul a mâncat niște cuvinte, compania a fost condusă de Laurențiu Ciurel, un manager privat care a rămas în funcție în ciuda dosarelor penale în care este implicat. Întrebat ce măsuri va lua în condiții în care managerul privat este departe de a-și fi atins indicatorii de performanță, ministrul energiei Andrei Gerea a spus că va fi făcut o analiză a performanțelor manageriale și a cauzelor care au determinat acest dezastru financiar. Culmea e că la sfârșitul săptămânii trecute, premierul Victor Ponta spunea la Târgu Jiu că în 2012 societatea era practic în faliment, iar după trei ani compania funcționează. Bine, acum vreau să vă spun că ca românul imparțial au și unul, să zicem, și ziariștii au dreptate și premierul. De ce? Situația era destul de dificilă și atunci. Era un profit, dar era alta ponderea în piață. Lucrurile au luat o razna în ultimii 2 ani, prețul le-au coborât. Deci gândiți-vă la ce preț se vindea energia acum 2 ani la cât se vinde acum. Deci prețurile au coborât și pe seama unei concurențe au venit energia aceasta neconvențională, care și-a luat un aport tot mai important și s-a lovit mult în piața de energie pe cărbune. Asta a contribuit în mod esențial la dezastru, plus și alte lucruri. Un manager privat n-ar trebui să țină cont de interese politice și dacă știe că, să zicem, cariera nu știu care sau cămine de subteran, deja nu mai sunt, nu merge, produce foarte scump, ea trebuie închisă. Deci un manager nu ține cont sau n-ar trebui să ține cont de costul social. Într-o societate ca a noastră e normal să țină cont, mai ales că ce faci cu oamenii ăia? Într-un județ monoindustrial în care nu se găsesc locuri de muncă sau dacă se găsesc în afară de, nu știu, prin mall, prin nu știu ce magazine, plătit cu minim pe economie, dacă a pus să ții salariu, lucrurile sunt destul de ciudate. Apropo, că aveam niște semnale în ultimile săptămâni, în ultimile luni, aveam niște semnale că sunt patroni în continuare care nu plătesc cu lunile salariile. De competența cui este? Instituția care ar trebui să intervină, frate, trebuie să vedem de ce nu și-a ăsta banii. Bun, îl concediez, îl trimit, dar nici nu-l concediază, nici nu-i dă banii. Sau dacă îi dă cu mult mai puțin, nu mai mult, atenție, că dacă ar da mai mult, cum se întâmplă pe la firmele mai mari ca să evite plata către stat, ar fi una. Dar la noi se întâmplă alt lucru. Deci dintr-un salariu care acum, să zicem, ai trebuit să iei mână undeva în jurul a 1 milioane pe minim, tu îți iei 5-6 milioane și trebuie să te mulțumești cu asta că ai cartea băgată. Nu-i deloc
nu-i deloc în regulă. Întorcându-ne la situația din complexul energetic Oltenia, trebuie spus, și aici au dreptate cei de la Hon News, deci în realitate e invers. În 2012 societatea e pe profit, iar în 2015 e practic în faliment. Laurențiu Ciurescu este directorul general societății din septembrie 2012 și a fost numit în urma unei proceduri controversate de selecție, bază celebra ordonanță 209. Ce spune Nea Gerea? Vă spuneam, unul dintre specialiștii care n-ar avea ce căuta în mod normal, nici în guvern, cu siguranță nu în acest domeniu. Ministerul are competențe asupra Consiliului de Supraveghere, spune Gerea. Urmează ca acest Consiliu de Supraveghere să facă analiza performanțelor manageriale și a cauzelor care au dus la aceste cifre și să ia măsuri. În paralel s-au desfășurat controle cu privire la activitatea complexului și rezultatele vor sta la baza acestor măsuri. Reamintim că această situație dezastroasă la complexul energetic Oltenia nu l-a împiedicat pe managerul Laurențiu Ciurel să încheie celebru contract de acum cu Serbia, contract care între timp nu mai există. Bun, vă spuneam, situația din complex este una foarte proastă, nici când mineritul n-a stat atât de rău și va sta în continuare la fel dacă nu se ia măsuri. Problema este că soluția nu este, din nefericire, nu este la Târgu Jiu. Da, avem sediu, avem, și ăsta e meritul incontestabil al premierului, faptul că a adus sediu CEO-ului la Târgu Jiu. Vreau să vă spun că tot rolul politicului trebuie să fie aici. Este clar, mineritul pe cărbune este condamnat în condițiile actuale de piață din România la prețurile la care se vin. În acest moment este absolut obligatoriu, chiar dacă sunt presiuni de afară fantastice, și nu că vor neapărat, și nu că vor, clar, fiecare își apără propriul interes, să nu se facă mixul energetic. Mixul energetic cu riscurile de rigoare, România trebuie să-l facă. Dacă nu-l face, complexul nu va rezista nici măcar până în anul 2018. Apropo, vorbeam cu prieteni cunoscuți care lucrează în complexul energetic și care își făceau socoteli, atenție, sunt la o vârstă în care ei nu, adică poate chiar sunt mai sub vârsta mea, și care se gândesc cu groază că viitorul acestei entități economice poate fi de 2-3 ani, hai să zicem cu mare optimism te poți duce până spre 2020, iar te gândești că într-un județ ca al nostru nu prea ai ce să faci. De ce spunem doar acest termen? Sunt investiții foarte mari de trebuie făcute în mineritul din Oltenia, din Gorj, nu știu de unde ar putea veni, minerit și energie, de unde ar putea veni acele resurse, și te mai gândești dacă se justifică o asemenea investiție când tu de fapt nu vinzi energia și iată nu vinzi nici cărbunele, orică nu vrei, orică vrei să faci învârteli, orică știți cum e, la omul sărat nici boi nu trag, sunt destule lucruri care, să zicem așa, ar putea oferi o explicație la ce se întâmplă în societate și în economia românească până acum. Înainte de a trece la un alt subiect sau a părăsi puțin județul, pentru că o să ne întoarcem imediat, de fapt cred că o să rămânem aici, pentru că între timp a fost în acest sfârșit de săptămână, la Târgu Jiu a fost și premierul Victor Ponta. O vizită destul de puțin, să spunem așa, pregătită. A mers până la în vreo două ore, cred că a stat la Târgu Jiu. Practic, premierul Victor Ponta vine după vreo 6 luni la Târgu Jiu, unde este în trecere spre Craiova, unde are de încheia nu știu ce contracte. A încheiat și la Târgu Jiu, cel pentru Brâncuș Arena sau cum se va numi.
Dar vreau să vă spun că nu mi se pare deloc în regulă aici comunicarea dintre oficialitățile locale și Victor Ponta, pe de o parte, ca și prestația premierului, acum vorbesc în calitate de parlamentar de Gorj. Și nu mă refer la faptul că n-a ajutat Gorj. Investițiile acestea care se fac și de către Consiliul Județean și de către primărie, primăria municipiului și de către primăriile din județ, cu siguranță au și sprijinul premierului, cu siguranță a primit, să zicem, doleanțele românii, oamenilor din Gorj, într-un fel sau altul, și le-a dat curs. Ce nu pot eu să pricep și n-o să... E totuși, știu că e ocupat, dar poate să lase o nouă călătorie, un nou concediu, o nouă călătorie în Dubai sau pe unde se mai duce, să vină mai des în județul său de baștină politică până la urmă. De asemenea, ar trebui să ne gândim dacă e în regulă să dăm foarte mulți bani la Târgu Jiu. E ok pe unde, deci e clar, orice investiție este normală, dar dăm banii, iar noi facem orașul, îl facem totodată zob. Încă o dată spun, cred că ar fi fost mai bine dacă o luam în etape, mai ales că Târgu Jiu este un, deci nu e deloc un oraș mare, deci cred că se poate adopta o asemenea soluție, dar efectiv l-ai blocat. Dacă este să faci așa, să traversezi orașul prin Târgu Jiu, să nu iei pe centuri, pentru că vreau să vă spun că centurile alea câte sunt la acest moment se circulă mai greu pe ele decât dacă o iei prin oraș. Asta e alt paradox, doar la Târgu Jiu se poate întâmpla. Orașul respectiv se traversează într-un timp foarte, foarte mare. Și asta și din cauza, de fapt, pe de o parte se lucrează, pe de alta, intervenția autorităților locale în a gestiona acest șantier este dezastroasă. Este dezastroasă. Și vă dau un simplu exemplu. Avem principalul bulevard Victoriei care pleacă de la, din zona Parâncu până la ieșirea din municipiul spre Romanești. Bun. Dacă tu ai nevoie și practic ai preluat, am mai spus cred că asta într-o emisiune, iei circulația de pe celelalte care sunt blocate sau sunt șantiere sau sunt făcute praf, chiar dacă au fost, să zicem, reabilitate, au fost refăcute pentru iarnă să se poată circula, păi nu mai lași să parcheze. Deci cum se poate în alte orașe unde nu-ți parchează pe banda 1, nu lași nici pe Victoria, principalul bulevard. Și ar fi altă fluență. De ce nu se poate pune acest lucru la Târgu Jiu? N-am înțeles. Poate ne spun edilii. Vreau să vă spun pe o parte, până la urmă fiecare dintre noi acceptăm ca, să zicem, să fie șantier un an, doi și apoi să nu mai avem câteva decenii. De ce? Dar să fie muncă de calitate. Pentru că iată ce s-a întâmplat astăzi în București, este, probabil ați văzut în la televiziune centrale, dacă nu vă semnalez eu un fapt, o gaură uriașă a apărut pe carosabil pe splaiul Independenței, chiar lângă podul Izvor, din centrul Bucureștiului. Deci poliția a încercuit craterul, s-a surpat asfaltul pe o suprafață destul de mare, atenție, pe o zonă reabilitată recent. Deci, dacă să facem lucruri așa, mai bine nu. Deși tare mi-e frică că pe unde am pengelit noi după aceea ca să circulăm pe timpul iernii, s-ar putea să fie ceva probleme și nu mici. Dar asta e altă treabă. Acum, vorbind despre situația, să spunem așa, din punctul de vedere, și vorbeam de premierul Ponta la Târgu Jiu. Să știți că premierul Ponta a fost de la, și m-am uitat așa, numai de la 1 ianuarie a avut 3 ani găsituri, s-ar putea să fie chiar mai multe,
cel puțin 3 vizite importante în județul vecin, la Craiova. Cum nu a apărut, nu s-a legiferat regionalizarea, că atunci, să zicem, ar fi o explicație în sensul că încurajează regiunea Oltenia și merge la Craiova, singura explicație ar fi că ceva îl deranjează sau, în orice caz, nu ajută Gorj cât ar trebui. Poate ne spune cineva ce se întâmplă, pentru că, vă spuneam, lucrurile nu sunt tocmai în regulă și pentru un parlamentar aici explicația ar trebui să vină în special de la oficialitățile județene. Dar poate ne spun în aceste zile, că am senzația că vor spune mai multe în următoarea perioadă. Apropo de chestia asta, am primit câteva mesaje. Unul dintre ele spune așa: domnule redactor, cred că pentru prima dată s-a făcut dreptate și la Târgu Jiu, însă nici pe departe nu se vor curma furturile. E mai este un cuvânt, dar n-am înțeles ce. Mai mult un alfabet pus așa, A, B, C. Bun, și al doilea mesaj. E de la același telespectator. Rectificare. Am vrut să zic că în primăria Târgu Jiu se fură foarte mult, mai ales de șefii de direcții. Anchetați cazul. Noi nu suntem anchetatori, eventual semnalați acest lucru autorităților competente, o facem și noi dacă e așa. Rămâne să vedem ce și cum, am spus încă o dată. Bun, începem, să zicem, știrile naționale, subiectele naționale, cu o informație. Președintele Klaus Iohannis a semnat astăzi decretul pentru numirea lui Daniel Constantin Horodnicianu în funcția de procuror șef al DIICOT pe o perioadă de 3 ani. Știți că a fost amânată această numire, concursul a fost, interviul a fost destul de controversat, a fost destul de dificil. Însă, până la urmă, cel care a câștigat a fost Horodnicianu. Deci, conform regulamentelor, știți că procurorul general sau procurorul șef al DIICOT este numit de președinte, așa că era normal să preia acest, să fie aprobat. Horodnicianu are o vechime în funcția de procuror de 16 ani, dintre care 6 ani în funcții de conducere. Până în prezent a fost procuror șef la Serviciul Teritorial Iași-DIICOT. A fost procuror șef al Biroului Teritorial Iași-DIICOT în perioada iunie 2006-iunie 2009, respectiv procuror șef al Serviciului Teritorial Iași-DIICOT în perioada iunie 2012-2015. De asemenea, a fost formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii în probleme de etică și deontologie profesională a magistratului. Formator în domeniul ascultării copilului în cadrul procedurilor judiciare, precum și în domeniul protecției victimelor infracțiunilor de violență și trafic de persoane. Vreau să vă spun că Iohannis spunea că m-am întâlnit cu Horodnicianu, vreau să cunosc oamenii pe care îi numesc în funcții. Săptămâna viitoare voi lua o decizie. Asta era de săptămâna trecută, iată că a luat-o. Legat de Horodnicianu, sunt totuși ceva. Știți că vine de la Iași, la Iași au fost probleme, avem ambii, și președintele Consiliului Județean și primarul, cu probleme mari, adică aflați în concediu forțat la domiciliu. Parcă trebuia gândită mai bine. Deci asupra domniei sale planează, să zicem așa, ceva din această problemă. Nu neapărat că ar fi făcut ceva, dacă când vii de acolo și ai rămas în funcție atâția ani, ți se ridică sau se pot ridica anumite semne de întrebare. E clar însă, Horodnicianu a preluat DIICOT-ul și are o misiune practic imposibilă, aceea de a reabilita această instituție greu încercată după arestarea lui Alinei Bica și tot așa. Suntem
Vreau să vă spun că lucrurile se accentuează în domeniul, să zicem, știrilor. La nivel național, vreau să vă spun că liberalii și PSD-știi au un conflict din ce în ce mai aprins. Agitat, totuși, fără explicații, și o să vă spun de ce. Din momentul când nu s-a mai prea vorbit de moțiunea pe care PNL-ul o poate și nu o poate depune, în sensul că n-are un sprijin prea mare pentru ea, liberalii au devenit foarte vocali la adresa guvernului. Ultima năzbâtie, liberalii acuză o instituție din subordinea guvernului că protejează mafia și cere DNA să verifice situația. Cităm, sub coordonarea ministrului Constantin, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ANSVSA-ul, mafia din agricultură și bolile. În toată Europa se dă o bătălie acerbă pentru stoparea bolii Blue Tongue, boala limbii albastre. În timp ce alte state europene cheltuiesc zeci de milioane de euro pentru stoparea bolii, ANSVSA, sub secerea lui Constantin și ciocanului Ponta, nu trebuie nicio acțiune. Boala acționează asupra rumegătoarelor și creează, pe lângă mortalități și mari suferințe, pierderi economice imense. Cu toate că Uniunea Europeană suportă o parte din cheltuielile României cu vaccinarea animalelor, guvernul, la un an de la apariția bolii, nu ia nicio măsură. De ce? Și, ca de obicei, ce putem să facem? Trimitem DNA-ul să încheteze boala... boala limbii albastre. Dacă se pricepe DNA-ul și la asta, chiar că suntem foarte, foarte tari. Acum, să vă dau și o știre de ultimă oră apărută, o să vă revin asupra ei, pentru cei care au credite în valută, o informație extrem de importantă astă seară. Dacă rămâneți lângă noi în următoarele minute, să vă dăm și această informație. Trebuie spus că sunt și alte subiecte importante, și anume, astăzi a apărut, să zicem, a apărut și motivarea Curții Constituționale, destul de rapidă, spune eu, în cazul Șova, practic se cere reluarea votului, nu știu cât e de legal reluarea votului, reinterpretarea cu atât mai puțin. Suntem tot într-un blocaj acolo, apropo de legislația din România și de ce ar fi nevoie de o nouă Constituție. Dar să vă spun un lucru. Nu vom avea prea curând o nouă Constituție și nu din motivul, să zicem așa, vezi, Doamne, nu se pun de acord cele două partide. Nu. Există o altă înțelegere. Poți să folosești interpretarea acestei instituții după cum vrei și după cum ești la putere. De aceea nu se agită nimeni să schimbe cu adevărat Constituția. Că noi aveam o Constituție clară care spune că de aici până aici e așa, ce o să mai facă Nea Zegrean și compania să spună cum văd ei Constituția? Cam asta se întâmplă în general. Deci în cazul ăsta n-ar mai fi, de asta nu se întâmplă mare lucru. Vreau să vă spun că apostolul luptei anticorupție, cel care a ctitorul justiției contemporane, ea spune că e și de bine asta, Monica Macovei face iar gălăgie în presa de astăzi, după ce Klaus Iohannis a promulgat legea administrației locale cu alegerea primarilor și nu știu ce. Spune europarlamentarul că președintele ajută pas cu pas, în ghilimele, parafrază la cartea domniei sale, consolidarea rețelelor baronilor locali. Cităm. Promulgarea legii pentru alegerea autorităților administrației publice locale, care permite alegerea primarilor într-un singur tur de scrutin, înseamnă o aprobare directă pentru menținerea sistemului baronilor locali și a rețelelor de furt din bani publici pe care aceștia le-au creat de-a lungul anilor, afirmă Macovei. Europarlamentarul amintește că președintele Iohannis avea la îndemână posibilitatea întoarcerii legii în Parlament cu solicitarea reexaminării acesteia. Cităm. Președintele Iohannis avea suficiente argumente pentru susținerea organizării alegerilor pentru primari și președinții de consilii județene în două tururi de scrutin. Am spus și eu apropo de alegerea președintelui Consiliului Județean.
1. Spargerea monopolului baronilor locali. Da, aici cred că are dreptate. Reprezentativitatea celor aleși prin vot în două tururi de scrutin, pentru că într-un singur tur de scrutin un primar poate fi ales de fapt cu 15-20% din voturi. Cam scârțâită, cam trasă de fapt calculul Monicăi Macovei este, vezi, Doamne, cu o campanie de presă bine dusă, s-ar putea ca ala, chiar dacă, să zicem, edilul și-a beneficiat de un sprijin popular destul de mare, dar nu face 50%, să piardă alegerile pe coaliția anti. Așa că nu cred că e cea mai bună și democratică idee. 3. Competiție reală de proiecte pentru primărie și în beneficiu oamenilor. Președintele Iohannis a ignorat interesul public și a satisfăcut interesul politicienilor care vor menținerea rețelor balonilor locale. PSD nu are opoziție în Parlament, iar de la Cotroceni președintele girează armonia dintre PSD și PNL, mai susține Monica Macovei. Acum vreau să vă spun că în ultimul timp Monica Macovei vorbește chiar singura. Deci nu mai este niciun fel de reacție, mai ales că președintele M10, parcă așa era, nu prea știe, nu prea este luată în seamă foarte, foarte mult. Și acum, cinstit vorbind, nu e un politician care să fie plăcut de alții și în condițiile acestea nu se pune problema decât astfel. Bun. Hai să începem, să continuăm cu o veste bună. Lefurile cresc la stat. Guvernul pregătește o nouă lege a salarizării. De fapt, cum să vă spun, atât de mult o pregătește și a pregătit-o și Boc și Ungureanu și Ponta, încât nu știu dacă e știre. Dar haide să vă prezint. Guvernul pregătește noua lege a salarizării care ar urma să schimbe radical sistemul în anumite zone. Potrivit anunțului făcut de ministrul muncii Rovana Plumb, ea vă spune asta în fiecare seară pe un anumit post de televiziune că crește și așa, cel mai mare salariu ar urma să-l aibă președintele, care va fi renumerat la fel ca premierul, șeful înaltei curți și președinții celor două camere ale Parlamentului. Potrivit aceluiași proiect, salariul minim pe economie ar urma să fie de 1200 de lei din ianuarie 2016. Cităm, suntem în momentul de față în situația de a calcula anumite scenarii împreună cu Ministerul de Finanțe. Imediat vom intra în dialog cu partenerii sociali, dar ne vom consulta și cu ceilalți colegi din guvern. Așa cum am propus, cel mai mic salariu va fi de 1200 de lei, salariu minim pe economie începând din ianuarie 2016 și cel mai mare va fi cel al președintelui egal cu cel al președintelui în alte curs de casație și justiție, egal cu al premierului, egal cu președintele Camerei Deputate și cel al senatului, a declarat Rovana Plumb. V-am spus, deci deocamdată tot de aia din funcții, dar e normal pe undeva, adică, cum să vă spun, gândiți-vă, președintele Iohannis sau premierul Ponta, ca să nu vorbesc și de cel al în alte curți sau... se întâlnesc cu persoane oficiale din Uniune. Gândiți-vă că un președinte de la noi are ceva peste 1000 de euro, nu? Cam așa. Dă mâna, este față în față cu un orice alt președinte din Europa care cu siguranță are salariu de 2-3 și până la 10 de ori mai mare. Deci e o disproporție și de multe ori poate și știe cel din fața ta și sigur știe de la cei care l-au informat ce ai tu în ce te mână în luptă, cum s-ar spune. Deci cred că e normală pe undeva acest lucru, dar cu siguranță după aceste informații o să apară: se măresc salariile parlamentarilor, cele ale guvernului, cele nu știu ce. Dar până la urmă eu cred că am evitat multe probleme dacă s-ar reașeza puțin lucrurile pe o lege a salarizării. Dar legea salarizării n-au interese nici unii, nici alții să o dea. Vă promiteam puțin mai devreme o veste bună pentru cei care au creditele în valută, dar mă refer mai ales la cei care
se întâmplă, deci vestea bună pentru cei cu credite în franci elvețieni este că Tribunalul Gorj, apropo de patria justiției din România, Tribunalul Gorj a decis ca o familie care are un credit în franci elvețieni, contactat în 2008, să achite ratele la cursul de schimb de la data semnării contractului, sentința din acest caz fiind definitivă. Procesul a fost intentat, nu mai spun banca, de către Claudia și Gheorghe Valentin Mareș Medar. Instanța a decis luni înghețarea cursului de schimb valutar, franc leu, și efectuarea plăților în temeiul contractului de credit la valoarea de la data încheierii contractului. Judecătorii au dispus calcularea și plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a francului elvețian de la data încheierii contractului pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia. Mai mult, banca va trebui să restituie reclamanților sumele plătite în plus. În ultimă instanță, în 13 noiembrie 2014, în primă instanță, îmi cer scuze, judecătoria Târgu Jiu a constatat că sunt abuzive anumite clauze din contractul de credit referitoare la comisiunul de acordare în cuantum de 1332 de franci, la comisiunul de restructurare reșalonare în valoare de 150 de euro și la comisiunul de restructurare reșalonare în valoare de 250 de euro. În consecință, acest caz creează un precedent care poate fi folosit de circa 75.000 de persoane fizice din țară. Deci, dacă vor da în judecată, cu siguranță vor câștiga pe acest precedent, sau ar trebui, dacă justiția din România ar lucra în același sector, cum s-ar spune, sau cu aceleași talere ale balanței, și în acest fapt scăpăm și de problema celor cu franci în și cu acea depreciere uriașă. Păi bun, și dacă o să dea unii judecat acum și să spună, da, domne, eu am în euro și l-am făcut la valoarea euro de 3 lei. Și acum ai 4,50 sau poate mai și urc. Să mi-o dea să pot plăti la valoarea de 3 lei. E complicat. Dar interesantă informația, de asta vă și spuneam că se întâmplă un lucru. Apropo de politică, vreți să vă spun una tare apropo de politică? Știți că avem un nou partid tare și mare, Partidul Național Liberal, ăla care spunea că de fapt este numai vechiul liberal, că pedeliștii au fost fentați și că nu le dau nimic, nici măcar primul ministru și nu știu ce. Haideți să vedeți că lucrurile cam evoluează în direcția respectivă. Vechiul PDL primește o scurtă lovitură de imagine din partea liberalilor. Așa titrează cei de la Știri pe Surse. PNL va aniversa duminică la Opera Română împlinirea 140 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal. La evenimentul la care și-a anunțat participarea și președintele României Klaus Iohannis, vor ține un discurs cu președinții actuali ai PNL, Alina Gorghiu și Vasile Blaga, precum și președintele de onoare al PNL, Mircea Ionescu Chintus, senior. Pe insignele pregătite pentru eveniment lipsește însă copreședintele PNL Vasile Vlaga. A fost introdus și în schimb Alina Gorghiu și Mircea Ionescu Chintus. De fapt, ce vreau să spun? Interpretarea este că a fost o lovitură pentru Blaga. Nu știu neapărat, dar cu siguranță acea insignă spune altceva. Și anume, noi suntem PNL-ul. Blaga, dacă nu-i convine, poate să plece. Eu așa o interpretez. Deci nu că-i scos neapărat din simbolistica PNL-ul, dar cu siguranță lucrurile au început să se lege în această direcție. Și pentru că tot vorbeam de știrile mai importante ale zilei, avem Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului, a anunțat astăzi pașii în cazul Dan Șova, după ce s-a publicat și, să spunem așa, justificarea
decizii, am spus mai devreme, curții constituționale. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, ca o paranteză rog pe cei care se uită această zi și vor să ne transmită mesaje, să transmită mesaje, nu să facă apeluri de telefon. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunțat astăzi că a sesizat biroul permanent privind decizia CCR referitoare la cazul Șova și a adăugat că așteaptă de la Comisia Juridică o propunere care să se bazeze pe decizia curții. Spune Tăriceanu: am primit din partea Curții Constituționale motivarea deciziei referitoare la sesizarea de neconstituționalitate formulată de un număr de 46 de senatori. Așa cum știți, în astfel de cazuri există o procedură, a spune o cutumă, biroul permanent. L-am sesizat deja, urmează să se întrunească și, în astfel de cazuri, biroul permanent solicită un punct de vedere Comisiei Juridice, care este alcătuită din membrii ai Senatului cu experiență și a spune calificare. Punctul de vedere nu trebuie neapărat să fie însușit de membrii biroului permanent, el urmează să fie supus după aceea dezbaterii și aprobării plenului. Deci, așteptăm din partea Comisiei Juridice un răspuns, adică cartoful fierbinte pasat la Tăriceanu îl pasează la Comisia Juridică. El a dorit să menționeze că nu poate vorbi în numele Senatului. Citez: eu am un singur vot, așa cum au ceilalți membri ai Senatului. Prin urmare, Senatul nu ia decizii prin voința președintelui sau președintelui Comisiei Juridice, ci prin votul unei majorități, a adăugat Tăriceanu. Întrebat în legătură cu opinia președintelui Comisiei Juridice, liberalul Cătălin Boboc, care a susținut necesitatea convocării miercuri a biroului permanent ca urmare a motivării deciziei curții cu privire la hotărârea Senatului în cazul senatorului Dan Șova, precum și redactarea unei hotărâri prin care să se încuvințeze cererea DNA de reținere și arestare preventivă a social-democratului. Unele persoane, apropo de, și trecem la subiect, au un mare handicap. Deci în momentul când îi explici și mai și sună cu număr privat, vă dați seama că persoana respectivă are un handicap, probabil mental. Bun, ne întoarcem la cazul Șova. Curtea Constituțională a arătat, vă spuneam, acest lucru, dar eu zic că cazul nu s-a rezolvat nici acum. Cu siguranță vom mai vedea evoluții în acest domeniu. Acum vreau să vă spun că sunt și alte lucruri interesante astăzi. O să mă refer în ultimile două minute ale emisiunii la câteva știri importante și o să încep cu domeniul educațional, potrivit unei invitații transmise de domnul profesor Ion Elena, directorul CJRAE Gorj. Mâine are loc târgul educațional al ofertelor școlare pentru elevii de clasa 8-a. Circa 1000 de elevi sunt așteptați la Târgu Jiu, în incinta Colegiului Tehnic numărul 2, pentru a participa, vedea ofertele liceelor și ca elevii de clasa 8-a să aleagă în consecință. Pe de altă parte, apropo de știrile din învățământul gorjean, e perioada când, să spunem, se desfășoară foarte multe activități, din domeniul educațional. Reținem una: 47 de oaspeți din Spania, Polonia și Turcia au ajuns în această săptămână la școala gimnazială Antonie Mogoș din Ceauru, Bălești. Program foarte dens. Pe măsura evoluției evenimentelor o să încercăm să revenim cu amănunte, pentru că acum timpul nu ne mai permite. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!